Salut, stupare din Republica Moldova și din România, 22 ianuarie 2021. O zi destul de caldă, cu soare, senin. Albinele au zburat foarte, foarte bine și au efectuat zbor de curățire destul de bun. Nu au avut așa de mare încărcătură, spun eu, pentru că au avut un zbor de curățire și în 28 decembrie, acum mai bine de 3 săptămâni de zile. Și vreau să spun pentru stupari că să nu se păcălească, să înceapă a da turte protei și a strâmtora cuibul, a restrânge. E prea devreme pentru operațiunile date. Asta în două cuvinte. Astăzi lucrând la atelier, m-a chemat poștașul și mi-a adus un să dau camera mai jos, un plic. Uite. Așa, nu știu cum să mă văd și eu și plicul. Uite, plicul dat. Expediat din România, localitatea Turceni, județul Gorj, de către domnul Auxente Aurel. Nu-l cunosc pe domnul, nu ne-am întâlnit niciodată. Interesant și am în plic că se simte ceva înăuntru. Probabil când voi merge în Gorj, îi fac o vizită domnului Aurel Auxente. Și acum am zis să-l deschid. Uite, e capsat pe aici, încă nu l-am deschis. Să văd și am în el. Am aici o pungă și uite, o să arăt la cameră cât s-o vedea de bine. Evodia. Adică mi-a trimis domnul Aurel semințe de Evodia. Foarte frumos gest. În primăvară le semăn. Vreau, dacă știu cineva, să-mi dea așa ca un sfat cum se fac ca semințele date să germineze mai bine. Nu am semănat niciodată Evodia, nu știu, nici nu mi-e închipui cum ar fi mai bine. Auzem de la cineva că e bine să le pui la înghețat, întâi nu știu. Nu știu, dar am atâtea semințe că pun un sat întreg de copaci de Evodia. Da, foarte frumoasă surpriza, domnul Aurel. Încă o dată, Aurel Auxente, dacă am spus corect, localitatea Turceni. Mulțumesc mult, domnul Aurel, și sper să ne întâlnim cât de curând posibil, pentru că am drum încolo în Gorj. Și cred că trec și pe la dumneata. O zi bună la toți, vă spun. Și mulțumesc domnului Aurel pentru surpriză.